Bună seara, dragi prieteni ai sportului! Iată-ne la început de septembrie în studioul OLTV, unde, așa cum foarte mulți dintre dumneavoastră cunoașteți, în fiecare zi de luni prezentăm evenimentele sportive la care sunt angrenați sportivii noștri, atât în competiții naționale și internaționale, și de asemenea suntem la curent cu tot ceea ce se întâmplă în sportul nostru județean. Înainte de a vă prezenta invitații din această seară și de a intra în subiectul pe care l-am propus spre dezbatere în această seară telespectatorilor, trebuie să spunem că sâmbătă, în cadrul primei etape a diviziei A, Liga Florilor la handbal feminin, echipa CSM Slatina a obținut o victorie în ultimele 3 secunde în fața formației CSM Ioveni după un meci extrem de disputat și de spectaculos. Iar echipa de fotbal a aceluiași club CSM Slatina nu a reușit decât un rezultat de egalitate în deplasarea de la Roșiori, însă nu facem un capăt de țară din acest lucru, având în vedere că fotbaliștii au avut 2 meciuri în deplasare și vineri urmează să susțină primul meci în fața spectatorilor proprii. Acasă, vineri sau sâmbătă, în funcție de cum e programat. Pentru că am vorbit de fotbal și în această emisiune vom vorbi tot despre fotbal, însă la un nivel mai puțin înalt, ca să spunem așa. Și știu, multă puțină lume știe că în oraș este în această perioadă, se desfășoară Cupa Tineretului Social-Democrat la fotbal, o competiție aflată la ediția cu numărul 3 și care se desfășoară la Liceul Ion Minulescu. Și pentru a vorbi despre această competiție, care angrenează mulți tineri din oraș, am invitat în fața dumneavoastră la această emisiune Stadion din această seară 3 reprezentanți organizatorilor. Și am să încep să-i prezint în ordinea în care sunt aici în platou. Liviu Mezdrea, Alexandru Berechet și Cosmin Floreanu sunt cei 3 invitați care vor dezbate pentru dumneavoastră despre ceea ce se întâmplă în, la această competiție TSD Fotbal, ediția cu numărul 3. Pentru că ea se desfășoară în parcursul acestei săptămâni și săptămâna viitoare până marți, dacă am înțeles bine de la voi, da? Da. Și publicul este, publicul amator de fotbal este, cum să spun eu, și invitat să participe la aceste jocuri, pentru că sunt foarte multe echipe și aceste echipe vor să arate spectacole de calitate și mai ales vor fi premiate primele 4 care, sau primele 3 care vor cuceri campionatul. Vă mulțumesc pentru faptul că ați răspuns invitației noastre din această seară. Sperăm ca informațiile pe care le veți da publicului nostru să fie de bun augur, iar arena de la Liceul Minulescu, pentru că să vorbim că acolo este competiția, și să sperăm că și timpul va ține cu noi, nu vor fi intemperii care să vă influențeze desfășurarea competiției, să vorbim exact despre ceea ce se va desfășura sau se desfășoară în aceste zile la la Liceul Ion Minulescu. Am să încep întâi cu Cosmin Floreanu să ne spună despre prezentarea generală și constituirea echipelor, de unde a venit ideea, exact totul, cum a început această chestiune legată de Cupa TSD la fotbal. Te rog, Cosmin. Primul rând, bună seara, mulțumim de invitație. Ideea a pornit pentru văzând că în organizația din care noi facem parte, Organizația Tineretului Social-Democrat din județul Olt, colegii noștri ne-au tot solicitat să încercăm să creăm cât mai multe activități sportive, activități care să angreneze tinerii, pentru că în general tinerii sunt interesați de aceste activități, dar de multe ori nu au cadru organizatoric pus la dispoziție ca să poată să le desfășoare. Nu mică ne-a fost surprinderea ca în momentul în care noi am început să promovăm aceste evenimente, așa cum spuneam, suntem deja la ediția 3-a cu pauza cauzată de COVID, da? Situația pandemică. Nu mică ne-a fost mirarea să vedem răspunsul, feedback-ul pozitiv primit din partea participanților, și de asta am considerat că și în acest an trebuie să desfășurăm acest eveniment, pentru că și noi am mai învățat anumite lucruri, dar de la an la an acest campionat s-a dezvoltat și noi am învățat din greșelile noastre pe care le-am făcut în anii anteriori, și zic că anul acesta se desfășoară la un nivel profesionist, pentru că acest lucru se vede și din numărul mare de spectatori care sunt prezenți în tribune. Bun, putem să o punem și pe seama faptului că lumea este avidă de mișcare, de ieșire, de socializare, având în vedere ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Dar
Suntem siguri că numărul persoanelor care participă la acest eveniment va fi din ce în ce mai mare. Ca o medie, discutam cu colegii, ca o medie au fost minim 80 de persoane prezente în fiecare zi la... În afară de sportivi. În afară de sportivi. Deci în tribunele stadionului. Da, spectatorii. Și pentru că vorbim de spectatori, să facem un pic divagație și să, înainte de, cum se face accesul? Pe bază de ceva sau intrarea liberă? Adică trebuie să prezinți un certificat COVID pentru că până la urmă este o... Nu, este în momentul de față, în cursurile nu au început, școala nu a, da, încă nu a început, da. Este terenul de la liceul Ion Milescu, este închiriat de către noi și accesul se face, este liber, fără... Fără certificate, fără da. Vaccinare, fără chestiune. Constituirea echipelor, hai să vorbim despre, și să fac ceva o paralelă cu ce s-a întâmplat în anii trecuți și o să vorbească domnul Sandu Bereche despre treaba asta. Constituirea echipelor anul ăsta. Că spuneați că ați avut așa o emulație puternică vis-a-vis de faptul că vă așteptați la 10 echipe sau au înscris mult mai multe. Vorba vine. Da, păi momentul, anul trecut, de exemplu, a fost... Anul trecut care n-a fost. Anul ăla. Acum doi ani, ediția trecută. Da, ediția trecută. Ediția trecută am avut un număr de 16 echipe. Anul acesta... Timpul de înscriere a fost mult mai mic pentru că a fost scurt, am fost nevoit să fie un timp mai scurt pentru că nu știam exact ce se va întâmpla, cum va evolua situația și cu COVID-ul și așa mai departe și n-am vrut să dăm drumul la să promovăm un eveniment ca apoi să nu-l mai ținem. Anul acesta sunt înscrise și participă la competiție un număr de 18 echipe. Numai din Slatina. Numai din Slatina, păi asta da. Este și principala regula. Ca... Să-i card în alte părți, presupun că au fost și cereri din alte părți, nu? Da, dar asta vreau să vă spun, sunt 18 echipe înscrise, dar noi am avut mult mai multe cereri de înscriere în competiție, dar nu îndeplineau criteriile, cum ar fi să aibă domiciliu în municipiul Slatina, să n-aibă vârsta mai mare de 35 de ani și așa mai departe. Până la urmă, Sandu Berechet, ediția a treia. Pot să spun Alex sau Sandu, nu te super, presupun că nu te super. Nicio problemă. Povestește-ne de istorie cu acestei competiții. Bun, bună ziua, vă mulțumim pentru invitație. Ne bucurăm că suntem aici și ne bucurăm că liga noastră, proiectul nostru a atras atât de multă atenție din partea tuturor, atât din partea mass media, cât și din partea tinerilor din Slatina. Cum a spus și colegul meu și Cosmin, povestea noastră a început în 2018. Aveam nevoie de un asemenea turneu. În Slatina nu s-a mai desfășurat în ultima perioadă până la... Până acum trei ani a fost o perioadă destul de săracă în competiție. Chiar foarte sărac. Exact. De asta am avut ideea și am vrut să construim un campionat. Ideea a fost simplă la început, cum am povestit, în 2018 a început totul, împreună cu biroul PSD Slatina. A fost destul de greu la început. Ca orice început. Ca orice început, fiind la început majoritatea, ne-a fost destul de greu cu organizare, reguli și așa mai departe. În spatele acestei competiții suntem mult mai mulți, suntem doar trei din... E normal. Exact. Este un proiect destul de complex. În 2018 am dat drumul la înscrieri, la prima ediție Liga TSD Slatina la mini fotbal. Am avut un număr de 20-25 de echipe, nu mai țin minte exact la acea vreme. Cum a spus și Cosmin, la fel, avem un regulament. Avem o comisie de validare, încă de la prima ediție am vrut să facem totul cât mai profi. Acum ne-am mai experimentat. A fost destul de greu, am avut o comisie de validare, așa cum am spus, dosarele au fost destul de... Dosarele de înscriere. Dosarele de înscriere, fiecare echipă a avut un dosar de înscriere, un tabel cu lista de jucători. La vremea respectivă, cred că, nu mai țin minte dacă a fost și... și declarația GDPR. Am avut la fel în dosar cum de altfel și acum adeverință de că este apt medical, da? Au fost echipe care nu au întrunit toate
condițiile cerute, impuse. Impuse de noi și am rămas la un număr de 16 echipe. Acum, la ora actuală, sunt 16 echipe? La ora actuală sunt 18 echipe. O să vă povestească colegii mei de ce. Da, am înțeles. Da. Bun. A fost un an reușit. Pe această cale le mulțumim și seniorilor noștri că au avut încredere în noi și au avut încredere în proiectul nostru. Am avut o sprijinul atât a domnului președinte al Consiliului Județean, cât și căruia îi place foarte mult fotbalul. Căruia îi place foarte mult fotbalul. Dacă nu-ți place un lucru, cred că ne-a ajutat foarte mult treaba asta. Sau destul de mult. Am avut susținere din partea lor și nu avea ce să nu meargă bine. Prima ediție a fost un succes, ne-am așezat, am stabilit, am văzut care au fost problemele, ce a fost ok, ce nu a fost, plusuri și minusuri. În 2019 am încercat să o facem din ce în ce mai bine, să evoluăm și să facem competiția cât mai angrenantă și mai competitivă. În 2019 am mers pe același format. Cum știți, echipa câștigătoare nu se schimbă. Da. Am mers pe același format, la fel cu 16 echipe, la fel au fost mult mai multe echipe de au cerut să se înscrie, la fel am avut comisie de validare, procedura, adică a, fost, procedura, procedura care... a fost aceeași, exact. Atunci am avut un timp mai, un pic mai lung de organizare. Acum nu am fost presați de timp, acum am începe și școala, cauți bază sportivă. Școala a fost și toată treaba cu pandemia, este destul de complicat. A fost un pic mai greu, dar noi zicem că ne-am descurcat destul de bine. De asta suntem la a treia ediție și... Și o să o continuați până când... Și vrem să facem o tradiție din asta. Da, o tradiție care exact. Să fie perpetuată de-a lungul timpului și mâine, poimine, să auzim de ediția 50. Doamne ajută! Sper să o prind și eu. Bun. Cum să nu? Ai spus 18 echipe. Al treilea invitat al meu din această seară, Liviu Mezdea, ne va povesti despre echipele astea, care, cum sunt, în cine sunt formate. Bună seara, în primul rând, și mulțumim pentru invitație. Așa cum au spus colegii mei, s-a făcut o oarecare departajare în cazul... Deci, vreau să înțeleg că afluența a fost mult mai mare la început, adică da. Tot veneau telefoane, ne înscrim și noi și noi și cum. Da, și au fost niște criterii de care am trebuit să ținem seama. Am făcut și anumite derogări. De exemplu, am permis ca doi membri din fiecare echipă, dacă au nevoie să fie din, să aibă domiciliu din altă localitate. Și sunt derogări de genul ăsta? Sunt. E în regulament. Da, am înțeles. Așa, vârsta maximă, v-au spus și colegii mai devreme, a fost maxim 35 de ani. Am avut cereri foarte mari să le permitem și și altora care au jucat fotbal și să constituiau ei. Cei de acum 2 ani care au trecut de vârsta de 35 de ani și își doreau să mai joace și la... Da, dar la 35 de ani peste și sunt unii care au jucat fotbal la vârsta lor. Au și câștigat a doua ediție. Au câștigat pentru că ei sunt profesioniști din start, deci indiferent de situația asta. Da. Dar pe parcurs au împlinit vârsta de 36 de ani și n-au mai... Și am înțeles. Deci asta este destinată în cei care îi aveți în echipe, în scrierile pe fișele de înscriere, aveți și foști fotbaliști care poate au până întregi... Da, și actual fotbaliști, pentru că am permis, de exemplu, jucătorilor de la Liga 4, le-am permis să participe. Numai Liga 4. Maxim Liga 4. 4 și 5. Da. Da, 4 și 5. Și aparțin de AJF Olt. Da, care aparțin, sunt legitimați la AJF, da, sunt fotbaliști legitimați. Cei de la Liga 3 în sus nu mai au voie, că deja se face o diferență prea mare. Regulamentul am încercat să-l păstrăm pe cel... Dar înainte de a vorbi de regulament, hai să vorbim de numărul de echipe, că spunea de cetaj la 18. Păi a fost o cerere foarte mare, deja n-aveam, epuizasem toate criteriile de departajare și am zis ca să fie toată lumea mulțumită, am făcut două grupe de câte 4 echipe și două grupe de câte 5 echipe. Pe aceeași regulă, primele două clasate vor merge în sferturile de finală. În cazul în care vor termina la egalitate, se va lua meciul direct. În cazul în care s-a terminat... meciul direct e egal și golaverajul e egal? Se ia golaverajul. Între ele? Între ele, adică da. Adică dacă e o echipă mai slabă și le dai 7 și le dau 5? Nu, golaverajul... Nu e un criteriu de departajare? Între cele două. Între ele? Da. Și dacă și golaverajul e la fel, care e al treilea criteriu? Că o să fie scandal pe chestia asta. Scandal. Mă rog, nu a fost încă. Dar dacă se întâmplă să fie egalitate perfectă, mergeți la bile? Dăm cu bani.
Sau la latul cu bani. Cu bani. Deci să nu se supere nimeni. Păi da. Deci azi sunt 18 echipe. Da. Ce reprezintă aceste echipe? De unde sunt? Păi uite, de exemplu, la ora asta se desfășoară... Deci suntem luni după amiază? Da, de la ora 4 și jumătate au început 4 meciuri avem astăzi. Avem echipa Silver, care este formată de niște tineri de prin cartierul Steaua. Silver, da. Așa și-au pus ei numele, da. Și uite, joacă cu o echipă care se cheamă chiar Steaua Roșie, care la fel sunt niște copii între... Tot în Steaua. Da, tot 16, 18, 19 ani cam. Aici sunt de prin cartier. Mai avem echipe gen FC Crișan, mai avem, uite, astăzi avem, după Silver, joacă o echipă Phoenix cu Gold Strikers. Gold Strikers sunt, au în mare parte în componența lor, campionii din prima ediție. Și au făcut din nou echipă și s-au respectând la... acel criteriu de vârstă. Da, păi erau tineri, erau sub, da. Așa? Se încadrau la limitat de vârstă și s-au încadrat și la criteriul acela de Liga 4 cel mult. Cel mult. Da, și au făcut și echipă, fac parte din grupa aceea de 5. De grupa de 5, nu de 4. Da. Și joacă și un meci în plus. Noi cam știm așa valorii, cum se prezintă fiecare echipă și chiar grupa asta de 5 este una chiar de foc. Numai cu echipe... Cum s-a făcut tragerea la sorți? Fără cap de serie. Că fără, deci tot, tot la grămadă, da, la, s-a pus într-un bol și un capitan de echipă a tras... A tras fiecare cu biletul lui. N-au fost nemulțumit, ca să zic că de ce așa și de ce dincolo. Am avut calendarul făcut dinainte. Deci grupele erau... Noi le-am avut scrise pe o tablă. Calendarul era făcut, calendarul meciurilor, doar mici modificări au survenit, pentru că unii lucrau, de exemplu, fabrica Pirelli are echipă, fabrica Prismian la fel are echipă și la ei au fost probleme cu lucrul cu schimbul, da, da, și a trebuit să mai facem mici modificări, dar capitanii au fost înțelegători și au acceptat să își modifice fie ora, fie ziua, de exemplu, Pirelli acum... Vineri sunt nevoiți în ultima etapă să joace două meciuri într-o zi. Asta e program. Au putut să se prezinte, de exemplu, ieri la unul din meciuri și mai avea un meci joi. Da. Cele 18 echipe cuprind toată area orașului Slatina, adică aveți, spuneați, da, Steaua, da, Roșie, da, mai, da, devreme. Avem, de exemplu, echipă și ai locuitorilor de sub dealul Grădiște sau, cum se mai cheamă, Strada Oltului. Strada Oltului, deci, da. Au și echipă și o echipă chiar fair play și foarte disciplinată. Pot să vă spun că sunt singurii jucători care i-am văzut la încălzire că nu au pus piciorul pe minge să tragă 10 șuturi la poartă. Adică au început disciplinat să-și facă o alergare ușoară, puțin stretching și apoi au trecut la jocul pe mingea. Deci chiar ne-am impresionat plăcut. Competiția a început când? Pe 1 septembrie. Deci acum 5 zile. Da. Și se vor desfășura 40 de meciuri în total cu tot cu finală. Vineri se vor termina meciurile din grupe. Da. Apoi sâmbătă, vineri seara vom anunța sferturile de finală, iar sâmbătă cu începere de la ora 17:30 o să înceapă meciurile din sferturile de finală. Ați păstrat același regulament și la sferturi, prima din grupa aia, da, cu a doua, da, din, da, grupa, da, adică, da, se, da, știe, da, din start, nu se bagă toate în oală și se trage. Da, 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 din start am anunțat, prima din grupa A va juca cu a doua din grupa B și tot așa. Câți jucătorii are o echipă în scris pe listă? O echipă are un lot de 10 jucători, în teren vor fi 6 jucători plus portarul. 7 și 3 rezerve. Da, și 3 rezerve. Dacă pe parcursul meciurilor din grupe au survenit accidentări sau indisponibilități. Sau indisponibilități, le-am permis să-și înlocuiască jucătorul din loc. Dar numărul rămâne exact. Numărul rămâne exact, doar se schimbă jucătorul respectiv, iar cel accidentat sau indisponibilizat nu mai are voie să participe până la final. S-a trecut de grupe... S-a trecut de... Nu se știe, e altă... Nu, după ce se trece de grupe, nu prea mai au voie să-și înlocuiască jucătorii, doar în faza... Deci merg cu... Cu ce rămân. Da. Povestiți-mi despre regulament. Cum se desfășoară jocul? Durata jocului? Durata este... Dacă se respectă regulile fotbalului... Mini-fotbal. Am mers pe mini-fotbal, da? Pentru că terenul din cadrul colegiului Ion Minulescu este de mini-fotbal. Se merge pe regulile de mini-fotbal. Repriza are 20 de minute. Avem o pauză de 5 minute. Cam uitat să-și precizez. Avem și arbitraj, doi arbitri care fac parte. Sunt arbitri, nu sunt arbitri. Sunt foști arbitri AJF care fac parte din organizația noastră de tineret. Am înțeles, da. Și ne-au ajutat pe parcursul desfășurării competiției. Și, cum spuneam,
20 de minute repriza, 5 minute pauză și apoi 10-15 minute încălzirea pentru echipele următoare. Deci regla de regulament. Autul se bate cu piciorul. Se bate cu piciorul. Penaltiul nu e de la 11, e de la 7 metri. Cartonașele își păstrează... Avem așa, la două cartonașe galbene, jucătorul este eliminat 2 minute, după care are voie să reintre. Dacă ia roșu direct, este eliminat, echipa va juca în inferioritate. Tot meciul, indiferent de minutul în care a fost eliminat. Da. Iar cartonașele galbene se acumulează? Adică n-am făcut chiar atât de strict. Probabil la următoarele competiții lăsăm loc să ne perfecționăm și la următoarele competiții o să vedem. Ce mai era de adăugat? Portarul nu are voie să ia mingea în mână dacă primește pasă de la un... Asta e regula la fotbalul mare? Da, păi am avut probleme. De exemplu, vreo doi jucători au făcut lovitură liberă indirectă pentru că au luat mingea în mână. Pasată de la un... adversar. Da. Are voie să degajeze cu piciorul sau numai cu mâna? Are voie fie cu piciorul, fie cu... Deci nu e ca la mini-fotbal sau ca la alte jocuri de astea sportive. Da, și cu mâna și cu... Da, piciorul. Interesant. Deci regulament avem, echipe de fotbal avem. Sunt 18 echipe ori 10 jucători, 180 de persoane dintr-un star care se vor rula pe locul de desfășurare. Cosmin Floreanu, cum consideri că e locul de desfășurare la acestei competiții? Adică dacă condițiile la teren la Minulescu sunt bune, dacă, mă rog. Așa cum vă spuneam, noi încercăm să facem, să creăm o tradiție. Tradiția aceasta am început-o la liceul Minulescu, pe baza sportivă de acolo. Și am considerat că este locul potrivit ca și în acest an să desfășurăm acolo această competiție. Cred că este una din bazele sportive cele mai accesibile. Dacă e în centrul orașului, este în centrul orașului, spectatorii pot să ajungă foarte ușor, să aibă acces foarte ușor la baza sportivă, are tribune, terenul este puțin mai mare decât la celelalte baze sportive unde avem teren sintetic și asta ne dă posibilitatea ca să jucăm în sistem 6+1. În principiu cred că și spectatorii sunt mulțumiți de condițiile pe care le-au oferit. Da, există tribună, există... Avem și vestiare pentru... Aia vreau să zic. Pentru că trebuie să te schimbi, să faci un fel că decât... Vestiare cu grup sanitar, cu tot ce trebuie, adică cu toate condițiile sunt îndeplinite ca să fie o competiție, ca să spunem, cu care se respectă. Da. Deci până la urmă, infrastructura, ca să spunem așa, e bine pusă la punct, deci nu sunt nemulțumit. Absolut din toate punctele de vedere. Da. Revin la Liviu Mezdrea. Programul de desfășurare, ia spune-ne, în fiecare zi, de la ora D până la ora D, adică cine se uită la noi acum, vede și spune, da, domnule, e competiție de mini-fotbal, de fotbal. Mini-fotbal, sau cum vrei să-i spuneți. Da, mini-fotbal. Așa, la liceul Minulescu. Sunt 18 echipe, mă duc și o duminică să văd un meci. Și ajunge duminică acolo și nu e nimeni. Deci, astăzi este luni, te rog să ne spui programul de desfășurare. În săptămâna aceasta. Da, deci, în fiecare zi. Inclusiv în această seară, până la ora 8:30 se va juca în seara asta și în fiecare zi. De la ora 4:30 la 8:30. Doar astăzi a fost o excepție, a început de la 4:30. De mâine începând se joacă de la 5:30 până la 8:30, câte 3 meciuri. Deci 3 meciuri după altul, da? Da. Vineri vor fi, am păstrat-o ca și zi de rezervă și vor fi ultimele două meciuri care nu și-au mai găsit loc în restul calendarului. Da, că sunt cele două echipe în plus, da? Da. După ziua de vineri se va face calendarul sferturilor de finală, va fi publicat pe pagina oficială a TSD Slatina. Iar după ziua de sâmbătă, duminică, va trebui să ținem o zi liberă pentru că... Deci ori sâmbătă, ori duminică. Sâmbătă se joacă, duminică va fi liber, nu se va deci juca. Deci duminică, dragi prieteni ai sportului, n-aveți ce căuta la Minulescu. La Minulescu, da. Deci până toată atunci, săptămâna, ca să fim cu... Începând de mâine sau de astăzi în seara asta, începând chiar de la ora 4:30 și până la 5:30, 8:30 în fiecare seară, adică și marți, și miercuri, și joi, și vineri sunt meciuri. Da. Inclusiv sâmbătă. Și sâmbătă. Inclusiv sâmbătă. Duminică va fi pauză, luni vor fi semifinalele, iar marți va fi finala mică și finala mare. Și luni și marți fi semifinalele la ce oră sunt? Tot așa la 5:30 le vom pune, iar orice altă modificare va surveni, noi avem grijă și publicăm pe pagina noastră oficială la TSD Slatina acum și în presă am înțeles.
Bineînțeles că lumea trebuie promovat, să fie informat. Da, pentru că au mai apărut modificări. De exemplu, astăzi s-a decalat și la 4:30 am fost nevoie să punem un alt meci. Sunt inerente, sunt... Oamenii au servicii, obligații, da, am înțeles. Familie și ideea. Am trebuit să facem compromisuri. Da. Deci zilele mai importante, ca să spunem așa, pe ultima oară, fiecare zi este importantă. Fiecare zi este, pentru că vedem... sunt meciuri tari în fiecare zi, sunt unele meciuri chiar sunt foarte echilibrate, deși au apărut unele diferențe de valoare și au fost diferențe de scor, alte meciuri au fost chiar și terminate la egalitate, chiar și 3-3 și 4-4 și 3-2 la ultima fază și tot așa. Deci chiar au sunt meciuri în fiecare zi au fost cel puțin un meci sau două. Da, dar lumea va fi interesată de ultima parte, că acolo contează unde e. Clar. Deci luni și marți? Da, luni și marți, 13 și 14 septembrie, de la 5:30. Luni semifinalele și marți finalele, cele două finale, finala mare și finala mică. Aveți o echipă preferată până acum, din ce ați văzut? Trebuie să fim obiectivi, dar avem așa simpatie pentru câteva echipe. Nu trebuie să spuneți care sunt alea, dar mă rog. Da, da. Vi s-au părut mai așezate, mai... Da, da, da. De exemplu, uite, tocmai pomeneam de băieții aceștia de la Silver, care în primul an, eu personal am fost un pic dezamăgit de lipsa lor de fair play. Au mai trecut, îmi permis să fiu subiectiv, că am fost prezent și în 2018 și acum. Am și stat de vorbă cu ei pe marginea asta și chiar m-a bucurat că au crescut, s-au mai maturizat. Nu mai comentează deciziile arbitrilor. Deciziile arbitrilor niciodată nu se termină. Pentru, le-am și spus, bagă arbitru, nici nu trebuie să existe. Da, între voi trebuie să nu vă faultați să nu faceți... Da, și până la urmă asta ține de respectul de sine, nu... Și el e pus acolo, el e suveran. Odată ce a fluierat nu mai are cum să întoarcă faza sau să își... Bineînțeles, a fluierat, că a fost și pe metri, că a fost roșu, că a fost galben. Nu mai voie să comentez, dar chiar am fost, uite, de ei chiar am fost plăcut surprins. Și de băieții de la, v-am spus, de la, cum se cheamă echipa? Spartani, au un nume mai... Mă rog, denumiri peste denumiri. Alexandru Berechet, vreau să te întreb, sunt mai disciplinate echipele, că ai fost cel mai vechi aici, sunt mai disciplinate echipele ca acum 3 ani? Din punct de vedere, nu știu, și al regulamentului, și al... Din punct de vedere al regulamentului, nu s-a schimbat nimic. Adică, de la început am mers pe un regulament, toate echipele au fost bine organizate, au fost respectoase și au mers pe regulamentul nostru. Adică nu am avut probleme cu nicio echipă. Da, dar în trecut au mai fost, că știu eu, mi-aduc aminte, au fost nemulțumiri. În al doilea an, la a doua ediție, am avut o mică problemă. Două echipe au încercat, fiind al doilea an, deja au apărut orgolile, deja toată lumea știa de competiția noastră și s-au creat anumite rivalități. Deja erau echipe, mă rog, băieți care își făceau echipe tocmai din cauza asta, tocmai să joace cu ceilalți, prieteni și așa mai adică departe. Adică era un fel de antagoniști, unii cu alții. Da, da, exact, da, da, s-a format o anumită rivalitate, să-i spun așa. Da, vă povesteam, la a doua ediție am avut două echipe care... De-aia și pus întrebarea, că știu. Exact, au încercat să facă un blat, să scoate un... Să regizeze un meci. Să regizeze un meci, exact, deci dacă să scoate un anumit rezultat. Da, da. Exact. Știu istoria, deci, dar mă rog, e bine să fie... Cunoscut. Să nu se mai întâmple, să fie cunoscut, să nu mai întâmple. Într-un fel ne-a ajutat foarte mult această situație. Am reușit să luăm o decizie foarte bună. Atunci? Care, atunci, da. Și acum cred că ne-a prins destul de bine. Adică am arătat că este o competiție profesionistă și vrem să fim tratați cu respect. Cum ne tratăm și noi participanții. Adică să fie respect și într-o parte exact, și într-o. Să fie un respect reciproc. Am eliminat cele două echipe. Așa. A fost, în perioada respectivă, chiar a fost o discuție întreagă pe tema asta. Mulți nu s-așteptau să facem lucrul ăsta. Știu, de aia n-am pus-o cu... Am pus-o cu schipsă. Întrebarea că știu istoria de atunci. Mi-aduc aminte, vag așa. Da. Dar ne-a prins bine. Am eliminat echipele și, mă rog, următoarele două echipe din grupa respectivă au mers în fazele eliminatorii. Ne-a prins bine, v-am zis, am tras și un semnal de alarmă că... Adică trebuie să fie fair play peste tot. Totul fair play, exact.
Suntem prieteni, este o competiție de socializare, sunt angrenați foarte mulți tineri, sunt în jur de 200 de tineri angrenați în această competiție. Trebuie să fie acea... Exact, trebuie să fie fair play și respect reciproc. Este cel mai important. Da, și sper să nu se mai întâmple și anul ăsta. Anul ăsta nu am avut probleme și se desfășoară destul de fair play competiția. Da. Iată că ai invitați care știu să vorbească, știu ce trebuie să spună. Am ajuns la jumătatea emisiunii, trebuie să luăm publicitate. Publicitate. Jocurile olimpice. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Revenim cu partea a doua a emisiunii Stadion de astăzi, 6 septembrie. Și după cum știți din prima parte, în studioul nostru în această seară sunt invitați trei din marea masă de organizatori a acestei cupe de fotbal cu parte de Slatina, ediția cu numărul 3. Și o să mai fac o dată prezentările. Este vorba despre Liviu Mezdre, Alexandru Berechel și Cosmin Floreanu, cei care au venit în studioul nostru și au împărtășit până acum ceea ce vrea să însemne această competiție de fotbal la nivelul municipiului Slatina și poate în viitor și... Am gândit și județul, poate mă gândesc la edițiile viitoare. Era o idee, da. Era o idee, dar mă rog, e mai greu de organizat, e foarte greu la plan local. Sunt mai puțin participanți. Sunt mai puțin participanți. După cum se știe, ca să faci ceva undeva, trebuie să ai un sprijin de undeva, că nu poți singur. Alexandru Berechet, cine v-a sprijinit în această organizare, care presupun că e dificilă? Nu știi când trec orele peste zi, că și l-ai terminat ce ai avut de făcut. Într-adevăr, fiind o competiție destul de complexă, am primit sprijin din partea organizației de seniori. Ne-au ajutat foarte mult în organizarea a tot ce înseamnă logistică și așa mai departe a acestei competiții. Sunt foarte mulți colaboratori de avem în spate, foarte mulți. Cum v-am zis și mai devreme, le mulțumim seniorilor pe această cale. Ei ne-au ajutat cel mai mult. Da, pentru că poți să spui că la o organizare de genul ăsta nu poți să te descurci singur, n-ai cum. Este sau, eu știu, cu o echipă de 5-7 oameni, să zicem. Exact, cu o echipă de 5-7 oameni. Noi, v-am zis, este o competiție destul de complexă. Au fost nevoie de foarte multe lucruri. O să vă povestească și colegii mei și despre premiere și o să vorbim și de premiere, exact. Că e cea mai important lucru, pentru că până la urmă la orice competiție te duci după un premiu, nu te duci după altceva. Exact. Tocmai de asta a fost destul de complicat și le mulțumim tuturor colaboratorilor și seniorilor noștri care ne-au sprijinit încă de la prima ediție. Așa, echipe aveți, sprijin aveți. Hai să vorbim de un element important, cine dorește dintre dumneavoastră, despre arbitri. Că până la urmă ei sunt factorul principal, că sunt multe nemulțumiri, că n-a fost faul, că n-a fost galben. De unde aveți arbitri, dacă sunt nume cunoscute, dacă au arbitrat sau, mă rog, cine vrea să vorbească despre ei? E întrebare generală. Sau cine-i cunoaște mai bine? Păi da, sunt doi foști arbitri AJF, unul dintre ei, sau cred că ambii au fost arbitri în Liga a treia, în vârful lor de performanță. E vorba de Paul Cocorescu, care activează la CSM Slatina, cred că ceva instructor sportiv, și Alexandru Antonescu, care la fel și el a fost arbitru oficial al AJF și ne-au ajutat și chiar a fost și este încă o muncă colosală, că au avut și 5 meciuri pe zi de arbitru. La asta vreau să vă 40 întreb. De meciuri în total. Deci zi de zi, de la 5 la 8 sunt acolo. Da, în weekend, sâmbătă și duminică au fost câte 5 meciuri. Gândiți-vă, de la 3:30 când era soarele și cel mai arzător, da. Ei au fost acolo și chiar și-au făcut datoria cu vârșini de sat. Ați ajuns la ediția numărul 3, Cosmin Floreanu. Ce urmăriți prin aceste organizări de competiții sportive? Ce urmărim? Urmărim să... Că până la urmă... Să promovăm sportul, să promovăm mișcarea în rândul tinerilor, să-i facem să-i scoatem din case
Să nu mai stea în față la calculator, la telefon și exact. Mai știu eu cu... Dacă stați să vă uitați la studia toate acțiunile noastre ca TSD la nivelul județului Olt, am avut și concurs de pescuit, tinerii de la Caracal au făcut o cupă la pescuit, tinerii de la Scornicești au avut cinematograf în aer liber, au avut diferite workshop-uri de pictură în aer liber. Prin toate acțiunile pe care noi le întreprindem ca tineri, ca tineri social-democrați, încercăm să scoatem lumea la, să-i recreăm, să iasă la mișcare. La sport și la mișcare, care înseamnă viață sănătoasă și, exact, și aranjarea gândurilor așa cum trebuie, adică nu mai e razna, că de cât ești ai ieșit la creier, cum să spune. Și nu numai ei care ies să facă mișcare, dar și spectatorii care vin să-i urmărească, aici vorbim de diferite grupe de vârstă, și ei se recrează în momentul când vin și văd lucruri. Adică o ocupație, cum ar veni. Exact, că se întâmplă lucruri atât de frumoase. Da. Ați organizat ediția cu numărul 3 și v-am spus să aveți până la 50, s-o prind și eu până la 50 dacă mulțumesc faceți frumos. Două pani. Noi nu, că în câțiva ani o să trecem de la tinere la da, da, la trebuie să lăsăm, pe cineva în urmă. Asta e altă treabă. Spuneți-mi, v-ați gândit, puteți să vorbiți acum care doriți, v-ați gândit să faceți aceste cupe ale tineretului social-democrat și la alte sporturi? A pescuitul până la urmă? Ideea principală în 2018, când a avut loc prima ediție... Pentru că fotbalul, vorbim de fotbal, da, că fotbalul e sportul rege. E cel mai popular sport și da. De asta ne-am axat pe el, dar s-am fost un pic temător să încercăm și la alte discipline, pentru că dacă facem un anunț, de exemplu, facem, o altă ramură sportivă și nu se înscriu doritori, nu mai ai curaj să încerci să diversifici. Acum depinde și de disciplina sportivă respectivă. Da, da, dacă... Noi suntem deschiși la orice propunere din partea tinerilor din Slatina. Adică ar fi bine să pe această cale facem și un apel către tinerii din Slatina, dacă au idei și doresc să pună o idee în practică, îi primim cu brațele deschise, îi ajutăm să o implementeze. Nu discutăm aici de implicare politică sau de... Nu. Pur și simplu noi, ca tineri social-democrați, putem veni în sprijinul lor să-i ajutăm cu tot ce înseamnă logistică sau alte lucruri de adică care ei au nevoie ca să poată să organizeze... Până la urmă, fotbalul e regele sporturilor, deci nu putem să facem alte sporturi. Dar mă gândeam că poate sunt în oraș și alte sporturi, alte... Adică, domnule, facem cupa TSD sau, cupa nu știu cum și la, tenis de masă, volei, handball. În anii trecuți, dacă vă uitați și pe pagina noastră de Facebook, am mai organizat un turneu pentru liceu, a fost strict pentru liceeni, da? Dacă nu mă înșel, acum 5 ani, am organizat un turneu de tenis de picior la școala numărul 11 în sală. Da. Nu știu dacă... Nu mi-aduc aminte, în fine. Da. Sunt mulți ani de atunci. Pe pagina noastră, pe TSD Slatina, puteți să găsiți toate acțiunile noastre și evenimentele create de noi. Am mers încă de la început pe sport. Ne dorim să scoatem tinerii din casă, să-i angrenăm în fel și fel de competiții, cum a zis și colegul meu. Ne dorim să primim de la tinerii din municipiul Slatina sugestii. Le stăm la dispoziție oricând, atât eu cât și colegii noștri. Ne găsesc oricând pe TSD Slatina. Deci orice acolo propunere va fi bine primită. Da. Este bine primită, analizată. Exact, analizată și... Dacă corespunde și dacă sunt condițiile de organizare. Exact. În primul rând, cererea e importantă. Da. Că oferta o încercăm noi să o construim într-un fel sau altul. Bineînțeles, dacă vine o idee bună legată de sport. Da. Spuneați că sunt 18 echipe, da? Bineînțeles, la orice competiție, vârfurile se premiază. Ce ne puteți spune despre... Nu să ne spuneți premiile în sine. Dar ce aveți de gând așa să faceți ca să-i motivați? Că presupun că în momentul când s-au înscris, dar ce premii ne dai dacă luăm locul 1, 2 sau 3? Aveți așa ceva special pentru ei? Nu trebuie obligatoriu să spuneți sponsor sau alte astea. Nu. Dar v-ați gândit la ceva deosebit pentru ei? Pentru cei care câștigă, bineînțeles, pentru laureți. Pe lângă câștigul cel mai important, acela că... Face mișcare și devine sănătos. Dar nu toți câștigă. Ca și la, e bine să participi, dar nu... Rivalitățile astea așa sunt benefice, așa că au creat ambiții între ei. La primele 3 locuri o să îi premiem cu echipamente sportive.
în funcție diferențiate, diferențiate de loc. În funcție de loc. Adică presupun echipament sportiv, minge, chestii de loc. Da, câte le-am oferit echipament sportiv, câte o minge de echipă, diplomă de participare nominală pentru fiecare jucător și ocupă gravată cu numele câștigătoare. Cu numele competiției. Nu suntem ca la Champions League să avem, să gravăm live. Așa, pentru că a venit vorba, dați și premii individuale. Goalgetter, cel mai bun portar, da, cel mai bun. Da, am avut la ultima ediție, am avut cel mai tehnic jucător. Mă rog, sunt niște chestiuni, 5 da, sau 6 da, chestiuni. Da, Goalgetter am avut Goalgetter, cel mai tehnic. Portar tehnic. Da, fair play, în primul rând, ăsta l-am premiat. Fair play, care da, și chiar am avut la fiecare ediție, am avut câte un jucător care s-a făcut remarcat. Că a fost disciplinat și la locul ei. Și fair play, da. Și pentru public am avut premia, am organizat o tombolă. Mi-aduc aminte, da? Da, și am oferit, în urma unei trageri la sorți, am oferit câte o minge și participanților din tribune. Și... Bine, astea sunt câteva din surprizele pe da, care le... Da, sunt surprize da, care rămân deocamdată secrete. Da. Pentru că se desfășoară competiția în această săptămână și eu zic că cel mai important rămâne luni și marți pentru finale și semifinale, dar asta nu înseamnă că publicul care e doritor de fotbal să meargă la liceul Ion Minulescu acolo. Foarte scurt, când un cuvânt despre public. Ce așteptați de la public și invitați-i să vină la competiția dumneavoastră? Te rog, Cosmin Floreanu, să începem de la stânga la dreapta. Ce să așteptăm? Așteptăm ca aceștia să vină și să se bucure de aerul liber, de vremea foarte bună care este în momentul de față și să vină să-i aplaude pe jucători pentru că și ei... Și presupun că vor asista și la meciuri de calitate. Până la urmă. Da, clar. Bun. Clar, sunt și meciuri de calitate și îi așteptăm. Și poate un ochi bun pentru cei tineri care sunt pe acolo și mai mici și mai mari, mai apare așa câte o licărere de un bun fotbalist. Doamne nu ajută. Se știe de unde s-a Doamne ajută. Ajută. Da. Deci tu chem publicul la stadion, era să zic la sală, mă gândeam la sala de sport, să vadă meciuri de calitate și să asiste la o descătușare fizică după o zi de muncă. Sandu Berechet, publicul. Hai, spune-le ce aștept de la public și să vină număr cât mai mare la liceul Minulescu, între 5 și jumătate și 8, toată săptămâna, în afară de duminică. În afară de duminică. De la public spre surprinderea noastră, să zic, au fost număr destul de mare în prima săptămână. Am avut în medie de 100 de persoane de au asistat la meciurile noastre. Au ce vedea, noi vă garantăm, am văzut câțiva tineri chiar foarte talentați. Da, un ochi bun poate îi vrea să-i ducă mai departe. Câțiva dintre ei chiar sunt talentați și chiar pot face pasul. Este târziu acum pentru o echipă profesionistă, dar ar putea să încerce, exact. Cum publicul este al 12-lea jucător, în cazul nostru al 8-lea jucător, da. Noi invităm în continuare și invităm un număr cât mai mare la acest spectacol până la urmă. Toată săptămâna și primele două zile din anul viitor. Exact. Bun, Liviu Mestre, publicul. Personal sunt super încântat de prezența număr atât de mare. Țin cont de faptul că la primele două ediții ale turneului, în prima parte a competiției au fost mai puțin. Până s-a aflat, până mă rog. Mult mai puțin. Se știa și de atunci că am avut și atunci o promovare, doar că probabil date fiind și exemplele din anii trecuți ale turneelor organizate, în care au mai apărut și certuri și lacune în organizare, neavând arbitrii. Așa, publicul n-a avut încredere. Dar uite, am demonstrat că putem organiza un turneu de calitate și chiar ne-a răsplătit în a treia ediție publicul și încă a venit în prima zi, da, a făcut o medie de 80-90 de persoane în fiecare zi. Eu sper ca toată săptămâna și inclusiv cele două zile importante de la săptămâna viitoare să aveți cât mai mult public în tribune, competiția se desfășoare în condiții regulamentare și în condiții de fair play și de respect unii față de alții, arbitrii, participanți și așa mai departe. Vă urez succes în demersurile voastre pentru... și vă felicit pentru această inițiativă care nu e greu de transpus, care e foarte greu de transpus în practică și așa cum spuneam mai devreme, vă așteptăm la ediția cu numărul 50. Aici se încheie emisiunea noastră din această seară, deci dragi telespectatori, poftiți la fotbal pe liceul Ion Minulescu, la Cupa TSD la fotbal, pentru că nu știți ce pierdeți.